Da. Domnul Cornel, Andrei, așa o întrebare. De ce ați venit? Dacă nu aveți strategii. Cu ce ați scopat ați venit? Ați plecat cu strategii. Credeți că astăzi o să discutăm câte persoane suntem, atâtea strategii o să dăm. Ați plecat fiecare cu strategia lui sau cum? Nu cea mai populară. Cea mai populară. Și dacă așa, totuși pentru ce ați venit? De ce ați venit? Cum e bine acasă? Cum e frig? Să mă învățați? Da. Poftim? Nu eram doar când suniți în masterclass mai. Am înțeles. Ați venit să învățați, adică ați venit după cunoștințe. N-aveți cunoștințe? Nu am înțeles. Bun. Cred că o să fie mai simplu dacă o să mai folosim ștabă și o să fie bun. Bun, ați venit după cunoștințe, am înțeles, sau totuși veniți cu ideea că managerește de la Double Key să știu și ceva, dar nu vor să ne spui nou până la urmă, da? Aveți așa gândul. Și hai să ne mai ducem o dată la un masterclass, poate scapă cu vorba așa ca să ne spui și cum stă succesul ăsta în tranzacționare. Ai ghicit. Da? Eu am spus? Am înțeles. Da. Bun. Dacă te-am singur mandat de gol, asta este. Astăzi o să vedem pastila magică, succesul în tranzacționare. Voi că tare îl aveți. De mult pastila asta v-am dat toți. Doar că încă nu conștientizați. Ce părere aveți, domnul Cornel? Este așa? Eu o să adaug ceva la spusele colegul meu, spusele doamnei Olga. Voi la finalul acestui masterclass toți o să ridicați mâine la întrebarea dacă tranzacționați după oarecare strategie. Că voi toți folosiți o strategie oarecare. Indiferent, poate pur și simplu încă nu ați realizat că într-adevăr voi vă folosiți de această strategie. Și cum vă pare, adică cum credeți, care ar fi acele trei puncte magici, așa să zicem, după care voi ați venit asta? Serios? Plecam? Mai niște pastila. Eu de asta așa vreau să văd dacă într-adevăr ați audă ceva nou. Sau e cunosc, dar pur și simplu unii ori noi nu aplicăm aceste trei puncte. Și acum despre importanța aplicării acestor trei puncte și regulile de aplicare, într-adevăr, noi astăzi vă discutăm și o să facem pentru noi toți o oarecare recapitulare și o să aflați încă ceva foarte interesant. Haideți să vedem, da? Imperiul Roman, toți am auzit Imperiul Roman, corect? Da. Și știm că au dus toate fete bătălii cu cine? Cu Daci. Da. De ce Dacia nu a fost cucerită de România? În cauza strategiilor pe care le aveau. Și ce strategie aveau Dacia? Profitau de avantajul terenului pentru că ei cunoșteau locul. Da, că ei ademeneau în munți. În Laști. Da. Și acolo atacau. Adică totuși nu ieșeau pieptul înainte, da? Ce hai că noi suntem nemuritori. Da, pentru patru ieșim în pat și așa, totuși adică se gândeau la ceva înainte de aici, da? Știți bătălia cu din pădure? Da. Cu decima? Da. Am ascat cu pas. Când urma să invadeze romanii supra dacilor, Imperiul Roman știm cu toții, era extraordinar de mare, da? Și aveau o armată foarte și foarte numeroasă. Și ce au făcut dacii? Au tăiat pădurea la nivelul staturii unui om, da? O dezbrăcat de țat, așa spune mai popular, o îmbrăcat trunchiurile de copaci și ostași s-au dus în față. Și din spate era o pădure la propriu de ostași. Și romanii când au văzut, da, totuși cred că trebuie de renunțat la idei. Da? Adică totuși, au avut, iarăși cuvântul care tot m-a repetat, strategii, corect? Dar cu asta deja, cu siguranță deja toți știți, cu cetatea Troia. Dar nici de cum nu putea
putea să o cerească. Și într-o fel acum cu cei doi. Cu carul. Adică dacă s-au dus pur și simplu, ținând cont că ei sunt mulți, au văzut că nu întotdeauna faptul că sunt mai numeroși, asta înseamnă că au avantaj. Da? Troia a avut o strategie foarte și foarte bună de defensivă și anume citate. Până când, da, grecii nu au ajuns la ideea că totuși trebuie să-i luăm cu o strategie mai șmecheră, fiindcă punctul foarte lor era cetate. Și atât, până când au găsit cum să intre în cetate. Păi, ce face? Nu sunt implicat și ne apucăm tranzacționat. Da? Bun. Haideți să vedem despre ce discutăm. Cum credeți voi, cât e de importantă strategia în cazul ăsta? Pe care voi toți o utilizați. Fiecare pe asta. Strategie și mindset, strategie vreo 20% și mindset 80%. Dar fără strategie nu faci nimic chiar dacă ai mindset. Adică factorul psihologic. Da. Comportamentul nostru, da, starea noastră la unt, referitor la cunoștințele care le avem. Corect. Cunoștințele noi le punem în aplicare cu strategie. Așa este, când aplicăm strategie. Dar celelalte. Doar țineți minte cu toții, da, la analiza fundamentală când noi trecem, noi discutăm că noi dăm toți factorii și pe ultimul, care e cel mai important, care toți cred că la baza tranzacționării stau numai cunoștințe. Ba din contra, pe lângă cunoștințe noi avem nevoie și abilitățile noastre personale să le avem. Adică ca trader, ca specialiști în domeniul dat, ce? Să ne controlăm emoțiile pe piață. Eu sunt sigur că eu cei ce vociferez mulți din voi ați avut așa situație. Ați avut tranzacții deschise care din careva motive ați stâns-o, adică ați deconectat-o, manual ați ieșit, dar după asta s-a dus acolo unde trebuie tranzacția. Da. Ce e asta? Controlul emoțiilor. Nu ați putut, nu, adică în mod evident dumneavoastră nu ați putut să vă controlați emoții. Dar pe urmă, vedeți că analiza corect ați făcut-o, prognoza corect ați făcut-o, ok, o durat puțin mai mult. O durat, adică o mers evoluția prețului, nu chiar așa, adică într-o lunare, două, să vă atingă vouă de profitul. O avut o oarecare fluctuație pe piață. Dar, în realitate, strategiile, toate strategiile care voi le implementați, le folosiți în tranzacționare, ele merg. Și nu este o strategie mai bună sau mai rea. Este factorul psihologic care le pune la îndoială, să știți. Ok? Da. Dar pentru a fi sigur, și anume, de a discuta despre tema de astăzi, importanța ei, pe lângă strategie, noi avem... Strategia nu permite ce? Să stabilim aceste trei puncte despre care noi ați vorbim astăzi. Domnule. Vreau să ies deschid o tranzacție. Poftim! Logați-vă! Înțeles. Ce părere aveți că a face bani este ca și cum a juca șah. Cu cât mai mult eu joc șah, cu atât mai bine eu știu să joc. Sunteți de acord? Da. Bun. Ce am nevoie pentru a juca șah, de ce am nevoie? Să știu, în primul rând, cum să mișc? Trebuie să știu cum să joc șah, ca ulterior să joc efectiv și să mă învăț, să știu, da? Trebuie să știu cum să mișc fiecare figură. Dar eu știu că calul nu merge haotic, că leagă pe tanul. Eu știu că merge cum? În litera rusească, da, cum spunem noi. Dar eu știu că regina merge orizontal, vertical și diagonal, cum aici dai mai liber. Adică eu, cunoștințele care noi vi le-am oferit, deja le aveți. Dar trebuie doar deja numai să jucați șah. Adică, ca să fac bani, eu trebuie ce să fac? Ca să știu să fac bani, trebuie să fac mai mult. Cum fac bani? Noi cum facem bani? Tranzacționând. Corect? Și trebuie să știu cum să tranzacționez. Logic? Logic. Bun. Vreau să construiesc o casă. Casa doar are o structură oarecare. Sunteți de acord? Ce am să încep? Da. Da, da, da.
acasă să aibă o temerie. Corect? După care ce am să fac? Am să ridic zidurile casei. Corect? Și după care, ulterior, am să fac și acoperișul. Corect? Eu n-am să încep, spun o fereastră, mâine pun acoperișul și acum voi vedea. Pe urmă și am să fac. Mai ridic un perete, mâine să într-o parte să fac un cad de fundament. Este, are o structură, corect? Exact așa și tranzacția. Are o structură, are direcție. Orice tranzacție. Nu există tranzacții care să nu aibă structura asta. Asta e firesc. Cum... Adică faptul, dacă eu am să construiesc o casă și am să evit fundamentul, după asta n-am să-mi pun întrebări, dar de ce crapă pereții și casă să-ți de bani? Corect? Da. Dacă eu am să deschid tranzacția, pur și simplu, că o străbătut un nivel, și dacă de ce ia ca tranzacția mea să duci pe mine? Dacă eu o străbătut nivelul. Asta se vede, este sau nu? De ce? Fiindcă v-ați ocupat deodată de pereți, de intrare. Și abia ulterior, pun și acoperișul. Cine dintre voi de fiecare dată așa tranzacționează? Cum? În imagini sau în concretizat. În așa manieră, cum am desenat. Da, хотел как лучше, а получилось как всегда, да? И я очень крепче, бай. Шапку, а, да, стыр. Шапку, да, сюда гонит. Да, стоп, просто не требуя с фиш. Да, брат, с инчепи, не компост, джаму, шапку еще упекать, не шифер. Если я ему... Мам продлит с парком кассы, да, еще про избушку, да? Есть ли? Eu sunt convins că, cu siguranță, fiecare dintre voi tranzacționează și aveți o strategie. Fiecare strategie, el este diferit la fiecare, că unul tranzacționează după o manieră, altul are altă, dar orice strategie se suprapune, anume pe acest client, pe direcție, pe intrare și pe ieșire. Vă dăm voie data asta, dar să fie pentru ultima oară. La grădiniță, da. Aici vă învățăm cu fundații. Asta e. Da. Bun, haideți să vedem. Cine vrea să se împarte și cu strategia sa? Dacă nu e secret. Unde e? O strategie, oarecă. O folosiți cel mai des. Bun, cel mai des eu folosesc elastic. Pe canalul pe aici, până asta e mai riscant. Mai riscant. Poate fi și în copilul frant, adică nu e... Adică asta nu este regulă. Așa să spun. Nu este regulă, că va avea loc efect așa... Adică să înțeleg strategia dumneavoastră, despre care vreți să spuneți, e posibil cu un fundament mai micos. Da? Adică nu trebuie așa un fundament serios, ca să stăie casă. Respectiv și casă, vedeți, cum e micos, nu? Nu e cu multe etaje. Cam așa, da. Am înțeles. Punctul mai eficient că își faci, dacă e lumnare foarte lungă, într-o anumită direcție, dar cel mai mult e dacă un baie crește foarte lungă lumnare și după bullying advance, din partea superioară și plus este nivel, sau până ajunge la nivel, poți să-i dai fel, sau dacă se duce peste nivel și când se întoarce înapoi. Oricum aveți careva clișee de care vă ghidați da. Pe aceste trei puncte. Dar v-am spus că asta e... Imaginați-vă ca carcasă la automobil. Deja fiecare îi pune rost diferit, îi pune rost de 20 sau de 19, că și cineva îi pune o bară în față mai așa, dar carcasă îl pune aceeași. Dar asta e direcție, intrare, ieșire. Și orice strategie se suprapune pe această carcasă. Haideți să vedem, de direcție, cum vă dați seama, domnul Alexandru? Eu nu știți, trebuie să-i dați buy sau sell? Trend, folosesc. După trend... Pe direcția trendului. Pe direcția trendului. De unde vă dați seama când trebuie să deschideți tranzacția? Bun, e nivel plus, să zic, construcția lumânării. Nivel plus combinație. Combinație de lumânări. Combinație de lumânări. Și ieșire? Dacă e scalping, câteva puncte. Adică asta aveți un fix 4-5 puncte de instrument. Deci te-ai profit stabilit. Da.
asta e... Bilet. Dar adică nu deschideți tranzacția și oi vede că tot să fie. Nu, asta niciodată nu. Da? Când ai deschis tranzacția, indiferent dacă scade de 3, 4, 5 puncte, dacă celălalt de 12 puncte și dacă peste 40 de puncte, tot timpul tăi profitul e pus... L-ați fixat? Fixat. Adică nu, azi mă pornesc fac. Fac acoperiș normal. Și după asta văd că dai seama timp că ar merge și o mansardă. Și încep și mai pun și deasupra, da? Nu e așa. Asta e tot timpul. Tot timpul e... Am înțeles. Haideți să vedem alte strategii. Tot poți să vă problematizați. Tot timpul e fix. Am înțeles. Încă? Toți după trend și nivele? Dar este una după AMACD, tot o folosesc. După AMACD? Da, stohastic. Adică, direcția vă arată un indicator, corect? Fie că e AMACD-ul, fie că e stohasticul, da? Sau? Și trend. Și trend, iar și trend. Ok. Intrarea, cum vă dați seama, când trebuie să intru în tranzacție? Să și fie ce ceva. Nivel. Și ieșirea? Înainte de nivel cu cer. Iarăși nivel. Da. Eu încă de la primele lecții de practică, întotdeauna vă spun combinația perfectă, asta e dintre trend și nivel. Nu vă trebuiește nici fel de indicatori. Și, bine, e bine de avut careva indicatori, fiindcă asta e... Îți dă un confort în tranzacționare. E bine că n-ai mașină, dar dacă mai ai și climă în mașină, mai bine, corect? De aceea, tot veniți după cunoștință și veniți după cunoștință, dar nu realizați că, de fapt, trend, nivele și aceste trei puncte, asta e 90% din cunoștințele care, dar nici nu 90, e vreo 95-98. Practic totul, da? Tot ce mai aveți nevoie, asta e deja ține de fiecare personalitate în parte, adică emoțional. Dacă mai facem o... Nu. Lăsăm, aș vrea să interacționăm puțin cu sala și să ne amintim toți, da, cursurile noastre de pregătire. Vedeți, pe mine și pe domnul Andrei, timp în urmă, 100% puteți să fiți siguri că am fost și noi pregătiți pe aceste bench, în aceste seri și cu același program. Ideea constă în altceva, că la noi, noi în viață ne conducem de un set de reguli, așa este? Da, se începe permanent la 7 ani de casă, da? Ulterior, conduita noastră în societate, la fel, este o normalitate, sunt un set de reguli. Fixa asta, pe noi o avem și în tranzacționare. Și să știți cu siguranță, când a să folosiți 100% în tranzacționare, ia casetul ăsta din aceste 3 puncte, credeți pe mine că voi a să vedeți și a să progresați cu mult mai bine. Eu sunt sigur că voi le folosiți, dar uneori puteți să ignorați unul din aceste puncte. Eu le-am dat posibilitate să greșești, dacă îmi permiteți să intervin. Să greșești ceva firesc. Știți cine nu greșește? Cel care nu face nimic. Daniel Pennell, știți? Da. Știți ce a spus? Dacă ar fi să discutăm despre greșelile care le-am făcut, aș putea să scrie cărți întregi. Numai despre greșeli. E ceva firesc să greșești. Cu toți. Și miliardă. Întrebarea cum de apreciat exact nivelul de ieșire. Uneori, dar eu la asta greșesc, de exemplu, nu știu foarte. Cum? Cum de apreciat corect, cum de ieșire, nivelul de ieșire. Iată, de unul. Dumneavoastră, știți? Chiar dacă am apreciat nivelul, am pus în momentul... de câteva puncte, 10-15 puncte de la nivel. În momentul în care deschideți tranzacția, dumneavoastră știți cât vreți să luați de pe piață. Când vă duceți la magazin, știți în principiu ce vreți la magazin? Ia că așa și când schimbi tranzacții, trebuie să știți cât eu vreau să iau pe piață. Păi mă uit cât îmi permite. Cât îmi permite, exact. Mă uit cât îmi permite. Da, dar și asta pot să-i schimbi corect și ia să-l
un punct să treacă alături. Colegi, nu s-a întâmplat. De exemplu, am pus 15 puncte și au fost la 16. Dar cât ies? Nu știu, 30%, poate să-mi fie 20. V-ați examinat ulterior? Încă vreau 50 de tranzacții. V-ați analizat tranzacții? Da. Și am greșeli la ieșire. Problema este în ieșire. Da. Și ați făcut, ați încercat să lucrați asupra la faptul ăsta. Da. Și la ce punct ați ajuns? Ce trebuie să faceți? Uneori pun mai mare și eu mai puțin profit. Adică vă asigurați, da, că puneți tăi profitul un pic mai adică mai departe de nivel, dar știu naverdinca, cu siguranță să-mi-l atingă, corect? Da. Și asta era? Da. Poftim? Asta era întrebarea, asta era... Bine, mai bine, mai puțin. Da, da. Dar știi, sigur, adică n-am să iau 500 dolari, am luat 450 dolari. Nu știu să fac cam. Mă duc să-mi caut un job, nu știu să fac suficient. Mai deschidem cu dolari care i-am ratat. Dar mai deschidem cu tranzacție. Adică fiecare își găsește maniera sa de tranzacționare. Dar cel mai important este că trebuie să știți cât vreți să luați tranzacția în care, în momentul în care deschideți. Eu sunt sigur că nu în 100% din tranzacțiile care deschideți, eu nu sunt sigur că dacă, de exemplu, spre spun, prin absurd, da? Aveți planul că trebuie să vă luați 50 de puncte de pe tranzacție. Eu sunt sigur că dacă, maniera în care dumneavoastră mi-a spus, că dacă distanța dintre nivele este de 80 sau 90 de puncte, dumneavoastră nu puneți de profit la 50, dar puneți cu 15 puncte mai jos. Chiar dacă vă trebuie numai 50. Așa? Nu am venit niciodată cât îmi trebuie. Păi trebuie să știți unii porniți, ca să știți cum să ajungeți acolo. Cum vă spune? De la fapt. Deci, doamna mea. Ia că tu ai problemă. Da, eu știu că e problemă, dar asta de asta noi vă indicăm. De asta și vă s-o dat întrebări. Adică, dumneavoastră v-ați examinat. Dumneavoastră v-ați... Adică v-ați evoluat ulterior tranzacțiile. Take profit-ul, ce e asta take profit? Asta e scopul nostru, oameni. Trebuie. Asta e scopul nostru. Și noi avem scopuri, da? Zilnici, avem scopuri lunare, de perioadă medie și mult mai lungare. Da, ideea constantă ce e că, având scopul de tranzacționare, știind că eu am zilnic, mi-e de ajuns să fac, ca de exemplu, să iau de pe piață un profit de 30, 40, 50, indiferent, fiecare cu diferit scopuri, să fie sigur. Ca să ajung la finalul lunii, să am scopul general, da, format bine și atins. Apoi iată scopul, take profit-urile este, asta sunt scopurile noastre. Dar take profit-ul ce reprezintă? Anume ieșire. Și să știți să... Noi ca trader, noi avem două caracteristici cu care noi permanent ne confruntăm. Știți care este? Răbdare și căpțenie. Aveți dreptate? Am dreptate, somnul. Da, așa. Undeva ne pregrăbim, undeva preașteptăm confirmări, peste confirmări, peste confirmări. Punem la îndoială. Asta iarăși intervine factorul psihologic. Și ulterior, când ne uităm pe piață și pe treci, el, prețul a ajuns acolo unde trebuie să ajungă și unde era planificat. Dar eu fie am întârziat, fie predevreme am ieșit de pe piață. Iată, în cazul ăsta e problema anumit la punctul ăsta de ieșire. Dar având, știind regulile, pentru mine semaforul roșu e stop. Pentru altcineva este alt soluție pentru așa ceva. Nu? Fix asta, cum văd eu grafic, sunt sigur că îl vedeți și voi. Eu dacă văd trend descendent, voi precis că îl vedeți și voi trend descendent. Deja eu am răspuns la întrebarea asta. E plus. Aici e plus. Intrarea, în mod evident, fiecare după strategia sa, să știți un lucru, că dacă intrați după o strategie, ieșirea e tot după strategia aceea. Nu încercați să combinați o strategie, dar ieșirea a să o pun o leacă mai mare, că totuși îmi trebuie o leacă mai mult. Nu. Deoarece sunt un set de reguli clare și bine definite pentru tranzacționare. Și că când noi începem combinațiile astea din două, trei, a combina și a face ce avem noi nevoie, credeți, în mine nu prea ies ceva bun. Îți poate un exemplu complet. De exemplu, de două a fost în incertitudinile astea. Acum a fost noutate, merge în sales,
puncte de pus pe tot. Dar dumneavoastră, iarăși revin la întrebare. Cât vă trebuie? El poate să fac și 1000 de puncte. Eu să mă fugăresc după tot 1000 de puncte. Problema e la dumneavoastră, e la iarba. Am să vă spun individual. Doamna realist, ea primește real lucrurile, dar cum a spus colegul. Aici e situație de incertitudine și e greu într-adevăr de apreciat pentru un începător. Eu n-am, simt că n-am experiență, că iată e situația asta. Și dacă nu știu, am un grafic în care eu nu înțeleg, e chiar că aici e trendul descrescător, dar trendul ăsta mai este și un triunghi, dar de aici am mai sediu nu știu cine arată. Tăi îți bat capul în cap și îți fac cum să tranzacționezi. Da, nu, dacă nu știu unii, dacă nu știu cum să fac, nu mă fac. Trebuie să îndesc la corvoz, la normă, trebuie să vedeți toate instrumentele pe o tranzacție puteți. Nu, așa încerc studiu, nu înțeleg, lăsă-mi pe așa alt instrument. Eu am un portofoliu, nu tranzacționez numai cu un instrument, așa că depinde mă de dânsul. Da? Bun. Dar iarăși că n-ai diferit fake profit, adică că nu ai un fake profit fix, la fiecare tranzacție când ești la hit punct să iau, cumva tot e o problemă. N-aș fi niciodată... Înseamnă că iarăși problemă aici. Da, adică înseamnă că iarăși problemă e cu fii cu capsenie, fii cu răbdare sau... Este un punct foarte, foarte important în care l-ați trecut cu toții și cu toții îl știți, numai că nu vreți să-l auziți. Voi ne auziți, dar nu primiți mesaj. Punctul 12, 13 sau 14, din cele 20 de reguli ale traderilor, cum sună? Nu tranzacționa fără scop. Că asta se întâmplă când deschid tranzacția și eu n-am scop. Dar cât să iau? Cât a să fie? Cât a dat Dumnezeu mai mult? Asta e problema. Și... Ținând cont că este 3 puncte, voi permanent trebuie să aveți răspunsul înainte de a apăsa butonul sell sau buy. Independență în mod evident de direcție. Da? Iar având răspunsul la toate 3 puncte, unde eu cum intru? În sell, în buy. Cine mă răspunde? Cel mai ușor este trendul în mod evident. Da? Trendul nou ne arată direcția, adică în care noi trebuie să tranzacționăm. Cine cunoaște regula trendului? Că trendul este prietenul nostru. Nu e degeaba asta. Noi o vociferăm permanent și discutăm cu voi toți. Dacă noi tranzacționăm contra trendul, asta cum aș înnota eu ministru contra fluxului apei. Nu pe cât timp a să-mi ajungă. Nu pe mult. Ulterior totul, dar trebuie să merg la bani. Așa este? Așa și în trading. Nu vă opuneți trendului. Tranzacționați în direcția trendului. Și chiar dacă tranzacționând în direcția trendului, voi undeva posibil, puțin mai devreme sau puțin mai târziu ați intrat în tranzacții, voi să aveți posibilitatea de a ieși minimum cu 10 din tranzacțiile date. Dacă n-ați ieșit direcția. E foarte important. Iată din aceste 3 puncte, anume combinația lor, eu cred că direcția anume stă, asta e temelie. Ulterior, deja, ceea ce vrem noi. Vrem casă cu 2 etaje, casă cu 3, asta este scopul nostru. Și intrarea, în mod evident. Intrarea este important și cum am spus, vă folosiți fiecare din strategiile voastre. Nu vă recomand să săriți pe o strategie pe altă. Credeți-mă pe mine că fiecare au un singur miner, au un singur scop. Care este? De a ne da suportul la decizia noastră, care o luăm noi pentru intrare. Iată, pentru intrare. Momentul de intrare. Așa este sau nu? Și iată, amuși, noi cu colegul anume despre asta și a să discutăm. Și recomandare. Nu uitați de aceste 3 reguli. Aceste 3 puncte trebuie să fie, să aveți răspunsurile înainte de a apăsa butoanele sell sau buy. E clar? Dar cum din aceste puncte nu-l cunosc, eu nu deschid tranzacția. Da. Noi putem să vă spunem mult și bine. Noi putem să vă povestim, putem să veniți la o groază de masterclass-uri. Da, domnul Șară Mădălin? Da. Să
Sunteți recursmenul la masterclass. Aveți diplom? Da. Dar până n-o să aplicați ideea asta, casa trebuie construită pe o temelie, un ulterior pereți și acoperișul, n-o să vă convingeți, de fapt, asta și este succesul întregii. Direcția, intrare și ieșirea, și asta e tot. Asta e tot, nu vă complicați fel de strategii, să cauți, să mă uit. În complex singur viață, când de fapt tot așa e de simplu. Și eu vă garantez că dacă o să deschideți în așa manieră, 10 tranzacții, cel puțin, întâi trecându-le prin aceste 3 puncte, 7 se deschid tranzacția. Nu văd că au făcut o lunare de 20 de puncte, e gata, o rupi la deal, gata, bai. Și când vorbim, mă întâlnă, dar vorbim asta, mă mântăm 20 de puncte, că e cam în săl de mușcă. Da, să voi de asta vă mulțumesc. Ei, da. Abia că numai când se deschideți așa, cum spuneți, numai atunci o să vă convingeți. Dar eu pot să puteam să vă promitem să vă spunem multe și de toate, dar numai până când ați aplicat și ați vă convingeți și atunci ați vă liniștiți în tot căutarea asta de cum vineți, ei am văzut acolo și vă iubesc văd acolo la celălalt și spune și tot așa. Dar tot veniți la masterclass-uri, eu sunt convins, n-ați vrut să le cunoaște, dar azi siguranța, sunt nevoie strategie, azi ea să... Să rup! S-a terminat masterclass-ul. Nici azi nu mi-a spus cum să iasă banii. La următorul. La următorul, precis. La următorul, tot siguranță. Ați aflat, Madalina, că aveți tot, dacă toți sunteți recordsmeni la masterclass-uri, au fost, până la urmă, pastila asta care o rup tot. Data viitoare. Mai încea. Mai încea. Că de fapt, toată pastila asta voi deja o aveți, tot succesul îl aveți, boțul ăsta, deaurul îl aveți, cum nu conștientizați, nu vreți, ei și chiar așa de simplu, și siguranță trece acolo, adno nou, cu care să iau banii pe piață. Spre cum putem evita schimbarea de trend? Cum? Schimbarea de trend, cum putem evita, adică să vedem chestia asta? Nu, dacă aș mai ști și asta, n-aș mai avea tot plusuri. Figură. Nu, în primul și în primul rând figurile. Nu ne indică schimbarea de tendință. Asta e cam... Trend? Figurile mai mult, da? Figurile de figuri, da. Înțelegeți, da? Dar combinația de lumânări? Combinația de lumânări e pe moment. Asta mai mult noi recomandăm să o folosesc ca o confirmare. Combinație? Nu e neapărat să formeze un dublu vârf ca să străbată trendul. Nu e neapărat să formeze un gap pune. Pur și simplu, mă uit că are loc un impuls, când golul, dar el nu se oprește pe suport, are loc când cer scuze o corecție, dar el nu se oprește pe suport și duce mai departe. Și, de fapt, asta a fost un nou impuls descrescător, de fapt, primul impuls. N-am de unii, nu-s vanga. Asta este, eu știu direcții, dar și șire. E șire, stop loss. Asta este, s-a format trendul mai departe, trendul care s-a format. Dar, într-o fel, figurile o leacă arată. Dar mare parte, da. Nu, o leacă, ele arată în permanență, nou. Aiețe sunt semnalele, în primul rând. Dar, ce e important, ați șters, dar șters. Și nou ne arată schimbarea tendinței. Străbaterea nivelului, fie de rezistență, fie de suport, asta este semnal. Urmarea acestui străbateri, noi ce așteptăm? Mișcarea de consolidare și vedem în continuare ceva, cum va evolua prețul. Așa este? Dacă compania Natural Gas nu era nivel istoric? Folosim ceva? Da, ce ați spus. Vă amintesc, domnul Fomet, când... Nu vă amintesc, da? La școală cu ei, întrebare la profesoare. Îmi spuneți, vă rog, cum aici? Ea că îți duci acasă și îți cauți în carte și apoi zi mâine și ai să-mi spui. Au, te știi și dar nu vrei să-mi spun. Precis. Fiindcă dacă îi spui, pe ei și o trași pe acolo ieșit. Dacă când și ei, trebuie să-ți scați, mi-e dat și ieși. Dar cum ești? Ea că în momentul când cercetezi, atunci așa să-mi tipărești. Și să le ține. Dar acum noi azi vă spunem deodată, aici așa, 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 așa. Și de fapt, cum și vă spunem la lecție, direcție, intrare, ieșire. Ați ieșit și ați uitat. Nu, asta tot e la curs. Asta tot e la curs de formare. În care vorbesc. Noi pe la masterclass-uri, de obicei, da, mai dăm și câte ceva în plus. S-a schimbat radical tranzacționarea voastră? S-a schimbat radical tranzacționarea voastră? Tot acolo. Dar voi vreți, voi credeți că noi atâtea știm și aia că nu vrem să vă spunem, dar de fapt toți credeți acolo, noi nu vă spunem. Ia câte și credeți voi. Bun, haideți să mai scoatem ceva. Încă două, da, încă două clipe și ne apucăm de treabă. Acum, din discuția care noi am putut-o, da, direcția, intrarea, ieșirea,
Eu sunt sigur că voi deja v-ați făcut o retrospectivă a activității voastre pe piață, da? Și undeva deja v-ați depistat careva carență. Așa este sau nu? Voi permanent, în 100 de cazuri, folosiți toate trei puncte. Sau undeva totuși. Ei, măi, nu, fac casă din sluha. N-am nevoie de temele. Sau două, trei puncte. Nu totul n-am tranzacționat în direcție. Vă străduieți să simți cum? În mare parte. Timp tot mai mult, dar prefer direcția decât... Dar de ce asta e foarte important? Deoarece mișcarea, evoluția prețului în direcția trendului, ea este, are un potențial cu mult mai mare decât o evoluția în corecție. Că corecții sunt de trei tipuri, cunoaștem tot, eu citesc cursul. Ok, de asta vă recomand pe viitor să țineți cont de aceste trei puncte și să vedeți, dar să aveți anume accentul, îl pun pe asta, că voi trebuie să aveți răspunsurile înainte de a apăsa butonul. Nu după ce ați apăsat butonul și v-ați dat seama asta. Ok? Dacă ați trei tipuri de trei, ați început? Nu. Da, asta e curs individual. Cum ați început cursul și ați fost oprit la mijlocul poliției? Nu-mi interesant. Ei, nu-mi interesant. Tamam, interesant. Ne-am zis următorul masterclass, trei tipuri de corecție. Mai facem un concurs. Da. Ok. Bine, domnul Andrei, continuăm. Da. După cum am spus și domnul Cornel, accentul totuși o punem pe ce? Toate trei puncte sunt importante, fiecare sau importanța sa. Dar dacă primul punct este bun, direct, deja probabilitatea este mare ca tranzacția mea să meargă în profit. Chiar dacă e un pic mai întârziat, e complicat să duc minus de zi, nu se termină corecția, dar nu se duce la minus și să se întoarcă înapoi. Dar totuși, mai domnul Alexandru, ce pot să spună, da? Că ați ajuns la concluzia că e mai bine când merg cu colegul și doar mai liniștit, nu? Ați încercat să mergeți pe ideea că regulile sunt făcute pentru a le încălca? Sau nu? Da. E pe leagă, da. Bun. Eu vă recomand, de fapt eu la toți le spun, dar iarăși. Deci am trat acolo, ieșit. Și vă înțelegeți poate și atât insistem. Domnul Alexandru, la primele lecții de practică, și după ce am trecut trendul, și ați venit la practică. Foaie mare, A4. Ah. Scrie mare. Da. Toată foaie, câte foaie de mare scrie mai într-un cap, în altul, A4, în capul altul. Nu e și mai bine, nu este direcții, detalii, intrare, detalii. Da. Domnul Alexandru a fost pentru puțini care au înțeles importanța la aceste trei. Chiar dacă îi trebuie un timp ca să înfie. Da. Bun. Haideți să vedem. Dar tot atât insistăm pe direcție. Cum vă dați seama din direcție? De trend am discutat. Încă ce? Ce mă știți voi când îmi dă direcția? Moving Earth. Bun. Încă ce? Cum poți să mai depistezi direcția? La minimile maxime de creștere s-a înțeles. Bollinger. Și trend, da? Bollinger Band, da? Alt indicator, tot de trend. Încă ce? Ieșumov. Da, toți am indicatori. Bun, încă, numai după indicatori pot să-mi dau seama. Trend și indicatori, altceva nimic nu-mi oferă direcție. De figură, ți-au auzit? Da, da. Figura mi-o oferă direcția. Da. Cum? Da. Triunghiul unde străbace acolo străbace în baie și în baie. Străbace în baie și în baie străbace. Asta e un studiu. Un alt secret. Bun, încă, bun, dublu vârf, de unde să știu... Dacă e în jos, înseamnă că urmează să fie trend ascendent. Dacă e inversat, da, adică figurile de schimb inversate, întotdeauna mă orientează la baie. Figurile clasice, da, cu vârfuri orientate în sus, întotdeauna mă orientează la sus. Bun, am înțeles, trend, figuri, indicator. Poftim? Combinațiile de lumânări. Da, mă duce la idee, dar în schimb, e vorba de intrare mai scurtă, dar iarăși... Da, dacă îmi dai frame-uri mai mari, da, atunci ar da chiar o mișcare mai consolidată. Încă?
Simona, ce s-a auzit? Da, da, da. Expansiune, genial. Zona. Expansiune. Canal. Expression. Evantaj. Evantaj. Facem recapitulare. Nu, dacă s-o prăzut, s-o prăzut. Divăsenie. Sunt cele de bine, da? Fibonacci în mioferă? Aici este trebuie direcția. Da. Nu mioferă direcția. Fibonacci. Trebuie să știi cum să o aplici. Am spus că fiecare strategie se suprapune pe direcție intrare și ieșire. Haideți să vedem. Am fibonat și am nivelul 100 și am nivelul 0. Impuls ascendent. Direcție. Cum dau seama cum trebuie să tranzacționez după Fibonacci? Aștept corecția și de la care nivel se respinge, atunci îi dau bani. Corect? Dacă e trend, dacă e impuls ascendent și dacă e descendent, e invers. Îmi oferă direcția. Da, da. Nu e mai mult folosesc pentru intrare. Direcția am știu că e ascendent după trend și Fibonacci folosesc pentru intrare. Ca moment de trai. Da. Știți combinat. Dar eu trebuie da, oricum, respingerea de la... Da. Ca idee, da. În principiu aveți dreptate. Adică faptul că Fibonacci ăsta și măsoară corecția, că după asta se începe de nou impuls. Intrare. Respingere de la nivel și ieșire. Am mai este 3 puncte. Da. Oricare strategie, eu trec prin acestea 3 puncte și ei sunt. În ce ne mai fie? Mie îmi place, nu mai mie, îmi place MACD-ul. El oferă semnalele mai rar, dar în schimb îți bune. Haideți să trăiți experiența. Bunii sau nu sunt bunii semnalii la MACD? Sunt foarte buni, da? Am auzit cine v-a spus foarte. Cine v-a spus foarte, da? Toți știți MACD-ul? Da. Cum funcționează? Da, da, nu înțelegem. Poftim? Știm, dar nu înțelegem. Nu înțelegem până la capăt. Haideți să facem. Cât mai des s-au utilizat, s-au înțeles. Pentru asta tot am foaie desenată. Stai foaie pe masă, tot timpul, convergență, divergență. Câteodată poți mă uiți să ție și apoi eu foaie. Am, nici asta. Haideți să facem doar o mică recapitulă și mai adăugăm din coșul nostru de secrete, dar să mai... Care cu siguranță le știți. Mulți. Da. Din ce e format MACD? Așteptăm masterclass-ul de Crăciun. Da, acolo și Black Friday, da? A, mai exact. Băgați mâna în sac și ascoați câte o strategie de acolo. Bun. În primul rând, ce fel de indicator este MACD-ul? Oscilator. Îl depistăm unde? Acum ne-am plasat și... Da, sub grafic, dar nu-i pe grafic. Haideți să vedem din ce este format MACD-ul. Avem nivelul 0, corect? Și din ce este format? Din bari. Din, da, cele histograme, da. Bun, mai întâi ca să vă spun astea, da, toți știți să faceți distinția dintre convergență și divergență. Da, semnul mic și mai mare, da? Da. Știți când îi bagi, când îi sunt? Divergența ai? Sunt. Sau îi bagi? Sau tot și bagi? Sunt. Bun. Deci divergență, da, și invers, convergență. Da? Sau? Bai. Ok. Haideți să vedem. Dacă îi dau un bai, înseamnă ce a fost pe tablă? Pe tablă, pe grafic. Nu, mă refer la asta, că dacă urmează o creștere, înseamnă că până acum a fost o descreștere. Corect? Haideți să vedem. Da, să zicem. Vreau să o să-mi lasă poziția în toată jos. Așa o să fie simplu. Bun. Înseamnă că prețul... Este o descreștere sau nu? De ce? Fiindcă minimile, da? Minimul precedent este mai sus, dar sunt în descreștere. Ok? Bun.
Indicatorul MSD este format din două. Da, este linia 0, care îl împarte în două. În două, da? Când histograma e sus, înseamnă ce? Creștere pe grafic, când e jos, e descreștere. Înseamnă că acum situația dată unde este histograma. De ce e jos? Pentru că e descreștere pe grafic. Da? Am să revizoram să fac o tentativă de histogramă. Convergență. Fiecare mișcare, dar observ că minimile respective ele sunt sub formă la o buclă. Este? Și eu depistez punctul minim de pe buclă. Și mă uit la următoarea buclă. Și aici eu mă uit că bucla care s-a făcut pe grafic din lunări, aceeași buclă s-a făcut jos pe din bastonașele astea. Și aici eu îți depistez punctele minime de pe grafic și de pe histogram. Și merg la următoarea buclă. Mă uit, depistez punctul minim și mă uit pe histogram. Dar mă uit că la bucla asta îi corespunde mișcarea de pe piață. Și depistez minimul. Și când mă uit pe grafic, minimile sunt în descreștere, dar dacă pe MSD, ele sunt în creștere. Și respectiv s-o fac convergență. Și asta ce înseamnă? Bani. Simplu? Dacă pe lângă bastonașele astea, pe lângă histogram, ce mai avem noi? Nu, de tot am ieșit de discutat. O linie. O linie, care îți prindu pe acolo și... A, linia 0, când îți răbat în sus... Linia roșie. Linia roșie, da? Care spunem linia de semnal. Da. Dacă linia de semnal... puteți ca să accentuați, să țineți cont de linia asta de semnal, ca să accentuați direcția. Nu neapărat că linia asta de semnal o să vă arăte acum, intră direct pe piață, dar să țineți cont de semnalele care el îi dă. În prognozele care vreți să faceți, că mă țineți cont și de aceste aspecte. Ca de exemplu, eu mă uit că linia de semnal este pe acea histogramă, pe aceste bastonaș, da, linia asta roșie. Și la un moment dat, linia rămâne, dar bastonașele se scurtează. Iată situația în care linia merge peste bastonaș și la un moment dat bastonașele se retrag, dar linia rămâne, iată să faci, când începe de leacă până și este, iată aici, au contact, au, până aici și la un moment dat începe de asta să se retrage și la un moment dat se desprinde de linie. Iată semnalul ăsta îmi sugerează ideea că o să înceapă o descreștere. O creștere. Noi deja suntem în descreștere și iată chestia asta când se îndepărtează înseamnă că o să urmeze o creștere. Și ce înseamnă că bastonașul se apropie de linia 0? Înseamnă că se îndepărtează în partea de sus la MSD. Dar partea de sus ce înseamnă? Crește, corect? Și că linia asta se îndepărtează de dânsa, dar la un moment dat iar ajunge și merge așa pe intersectând da, această histogramă și la un moment dat ce face? Străbate nivelul 0 și merge în partea de sus, care iarăși este un un semnal care eu am să țin cont el că o să urmeze creștere pe piață. Simplu? Da. Dar cine îl folosește? Ia, o tablă, da. Ia că îl rotuiești acasă și o să, cum am spus, iei timpul pe elevul, da? Când răsfăiești cartea și cartea, ca să vă duceți acasă, ați deschideți graficul și ați începeți să vă căutați, să căutați și să depistați, iar câte momente este.
Stai că în așa manieră o să vedeți, este sau nu este, am înțeles, ea că multe sunt întâmplat aici, așa că așa stai cu oameni și așa mi-a spus, am înțeles. Dar da, venim, vă spunem, ea că grafic așa, tot din când mi-a spus, până pe acasă, nu ne mai dai cum. Bun, haideți să vedem și cu convergența, ne-am înțeles? Da. Facem și cu divergență? Sau tot ce spun mai de finanță? Păi normal, tot acolo, nu aș vrea să cam să... Tot știu de semnă, am primat-o în așa, trebuie să mai sus. Mai avem timp, mai avem. Mai avem. Linia asta roșie e nouă, îmi pare. O aveți. Cum? Trebuie să... Da? Este. Trebuie să adaugă și... Puteți să însetările oricărui instrument sau adică să-mi puneți mai pronunțate. Înțelați însetările. Aveți metodrader pe telefon, aveți? Da. Ia puneți mai setil. Noi avem și proiector, nu-i problemă. Bun. Bun, haideți să vedem când e sân. Dacă anticipez un sân, înseamnă că pe grafic la momentul actual ce se întâmplă? Prețul crește. Cum am să-mi dau seama că prețul crește? Dacă... Spuneți, domnul Sergiu. Am să-mi dau pe o tranzacție de bai pe euro GPU și s-a format o divergență, el credea că e trend crescător, dar bai și el s-a sus în sol după distanță. De asta Antonina recomand, da? Lăsați-l să fie acolo. El semnale mai rar, nu în fiecare zi semnale, da? El când îi dă zbune. Bun, dacă la trend, dacă când are loc o descreștere pe grafic, eu urmăresc minimile, în cazul dat, maxim. Mă orientez la maxim, da? Bun, haideți-o revedea, răs. Foarte frumos să-mi desinez. Deci, dacă la convergență mă uitam la minim, eu să mă uit la maxim. Și exact aceeași ordine de idei, în aceeași manieră gândesc. Vă uit că fiecare mișcare de pe piață, fiecare buclă de pe piață, îi corespunde aici jos pe MACD. Și eu am să mă uit maximul de aici și am să o compar chiar și cu regla asta, pericrestia. Dacă îmi pune, la fiecare lunare se corespunde cu un bastonaș, o histogramă de asta, da? Și pun cu maximul de pe MACD. Mă uit aici, următorul maxim, cu maximul de aici. Și când le unesc, pe grafic sunt în creștere, dar pe MACD sunt în descreștere. Și în așa manieră se formează ce? Convergență. Și iarăși țin cont de linia de semnal. Da? Asta pe deasupra, pe histogramă, da? Când se îndepărtează, se formează ca ideea că ar fi o descreștere pe grafic. Mai departe, iarăși, tendențele și tot în așa manieră, până când treci în partea asta și apar în așa manieră și primele bastonașe de descreștere. Este clar? De semnale de stăl, de jos. Poftim? Asta de jos fie semnale de stăl. Da. Asta nu neapărat cam să pândesc așa momente ca semnal de intrare.
dar am să știu ce elemente, ce așteptări să am de la grafic. În așa moment. La MSD, în primul rând, de ținând cont de divergență, convergență, ce poate să ne dea asta? Nu? Primul rând, ce? Dumneavoastră, să cunoaște, unde să ieșeți? Ca de exemplu, aveți un bai, da? Dă-i profitul undeva la dumneavoastră, undeva mai departe, dar vedeți formarea unei divergențe. În mod evident, asta vouă vă arată un semnal clar că în perioada următoare, el nu vă spune când ați fi ea, dar vă arată că în perioada ulterioară, adică urmează o depreciere a prețului. Și în mod evident, în dependență unde o stabilim, în H1, în H4 sau în DL. Vă dați seama că o divergență sau o convergență din DL poate să dea trend în H1, da? Adică această cădere sau apreciere a prețului. De asta e foarte important. Dar pe lângă divergență, convergență, adică MSD-ul la fel nu ne arată și momentele potrivite de intrare în tranzacție. Și cineva, eu cunosc traderi care îl folosesc nu numai ca intrare, dar îl folosesc și ca de ieșire. Iată un singur indicator vă răspunde la ce? La toate trei întrebări. Ce nu ne arată MSD-ul? Momentul de intrare. Intrarea noastră. Dar pentru intrare, noi cerem buni sunt ce? Nivelele. Da? Deci nivelele sunt combinația de nivele cu încă, că e indicator, că e trend, că e figură, că este o combinație perfectă. Deci nivelele arată ideal. Intrarea și ieșirea din tranzacție. Așa o întrebare, da? Da. Dar dacă vedem linia aceea roșie că se departează, că nu putem să o considerăm ca moment de intrare? Puteți să o considerați ca moment de intrare, exact, pe o intrare scurtă. Da. Adică, pentru intrare de bai, asta ar fi străbaterea, în cazul ăsta, acestei bai, deasupra și închiderea corpului acestei deasupra liniei roșii. Asta este semnalul și următoarea asta este momentul de intrare. Pentru sell, invers. Când barele care se închide deasupra, se închide prima de desubt, corpul ei este mai mic, adică este sub linia asta, asta este semnalul. Și la următoarea este intrare. Iată asta. Și ținând cont de așa regularitate, ce putem stabili? Noi avem posibilitate să intrăm după MSD și la fel și să ieșim. Dacă am sell aici, eu ies unde? Când se închide bara deja deasupra. Asta nouă ne arată o schimbare. Aceste momente, da, care le explica domnul Bărnul, ele, da, ele sunt posibile, cum ați menționat dumneavoastră, intrări scurte. Eu recomand asta să le... Uite, depinde de maniera fiecare de tranzacționare. Pe ceva tranzacționează anume pe intrări scurte. 4-5 puncte și face 4-5 intrări pe zi, da? Sau nu știu. Fiecare are maniera diferită. Pentru cineva chestia asta poate să fie utilă, da? Anume ca și intrare, ca și moment de intrare. Dar în principiu, asta vă ajută mult pentru a face prognoză pe instrument. Pentru o tranzacție de mai lungă durată, da? La fel cum, ca exemplu, dacă paralel, cum recomand combinațiile de lunări. Combinațiile de lunări, ele foarte, foarte bine funcționează, iarăși, când se formează când? La nivel, corect, fie că e nivelul orizontal, fie că e nivelul trendului. El se poate de tranzacționat doar după strategia asta de combinații de lunări care s-au făcut, fiindcă în momentul în care se formează ciocan, și de start mă gândesc la ce? Schimbare de direcție. Da, când o să urmează un bai, când am și confirmare. Care? Care este? Confirmarea ce înseamnă? Care e punct din acelea trei? Intrare. Așa. Când am confirmare. Numai că dacă am să țin cont numai de combinația de lunări, asta o să fie un care scurt. 10-15 puncte. Nu recomand mai mult. Dar în schimb, asta poate fi o informație foarte și foarte utilă pentru mine în momentul în care când eu anticipez o intrare de bai, aștept și încă se mai și formează și un ciocan, eu deja am o confirmare în plus, o informație în plus, un indiciu în plus, că aș putea ce să fac?
Asta, dacă am confirmare în plus, înseamnă că o să fie o intrare mai bună, înseamnă că ce? Dacă depozitul îmi permite, aș putea să-mi fie volumul mai mare, nu mai mare decât este recomandat. Da? Adică, noi volumul, în funcție de volumul care ne permite să intrăm pe piață, dar mi-l diversific acel volum. Să zicem, e vorba de 5 loturi. Da? Poți să deschid 5 tranzacții cu un lot, poți să deschid una cu 5 loturi. Da? Nu ținând cont că se formează încă și combinație de lumea la intrare, ce ați făcut? Aș putea să țin cont că dacă asta e o intrare bună, aș putea să intru nu cu un lot, dar cu două. Dacă, iarăși, money management-ul meu îmi permite tranzacționarea cu două loturi. La fel, dacă în așa manieră recomand tratat și dacă indiciile astea. Când eu anticipez un buy, de exemplu, da? Și eu un sell, cum e semnificat, da? Și încă și linia asta mai și străbate, sau se retrage bastonașele astea de la linia de semnat, am încă o confirmare în plus, înseamnă ce ați fac? Să acționez mai cu un credit. Este sau nu este? Da. Am înțeles. Vă uitam, domnul Gordian? Încă. Încă secreți. Să-l lăsăm pentru oferta de Crăciun. Ca să înțeleg... V-ați notat? Poți șterge? Da. De azi înainte, tot mai mult și mai mult asfaltul e utilizat, da? Ideea de tot ce au auzit cuvântul și ala după care au venit. Da, m-a scăpat vorba. M-a scăpat vorba. Ok. Și mai folosiți în tranzacționare? Stohasticul, da? Este ușor, este ușor de citit. Mod evident, noi dăm preferință celor strategii care nu ne spiplac, da? Ne spiplac. Sunt ușoare de citit, sunt ușoare de, adică după ele de lucrat, de prognozat și în mod evident sunt nouă de ajutor. Câte ori ați tranzacționat după aceeași strategie și ați pus-o vreodată la îndoială? La stop loss, nu? Da, să fim sinceri. Ați pus-o la îndoială? Și ce ați făcut? Fiecare dată nu pun la îndoială, așa? Fiecare dată, nu după prognoză? Nu după prognoză, bun, că atunci, adică, pe urmă poți să dai, în moment apare îndoială, pe urmă analizezi, adică, sunt alți factori, dacă nu trebuie să te genezi, pe fie, apar fundamental sau anumite chestii pe alții. Da, fundamental, da, într-adevăr. Fundamental, poate să vorbi și strategii. Ce se recomandă înainte de știri? Să încheți profitabile. Profitabile, da? Cine face asta? Numai domnul ăsta. Dar este și... Sunt bine. Înseamnă că asta vă vă dă posibilitate ca știrea să vă fac plusul din urmă. Da. Știrea sigur să fac și urmă. Corect. Tranzacțiile în profit se recomandă a fi închise, dar cele care au un minus activ, oameni buni, trade. Noi minusul, noi îl percepem nu corect. Minusul care este activ și tranzacția merge, el nu este minus acceptat. Ok? Este o oportunitate să ne mai punem încă o dată la... Adică să mai facem... De ce nu? Încă o analiză. Eu vă recomand la toți, știți ce faceți? Odată la două săptămâni chiar, dacă nu vreți mai des, odată la... Eu că tare practic o dată la săptămână, la finele săptămâni niște tot analize. Tot. Nivele, trendurile, indicatori, indiferent cine ar fi acolo, tot. Îmi fac un șablon nou. Și că o fac din nou, analiza și prognoză. Asta mai bine de făcut bun sau bine? Ar fi bine să o faceți în primul rând pe cele care nu aveți tranzacții deschise. Deoarece pe urmă n-ați vă puteți da răspunsul, deși eu am intrat aici. Da, da. Că ați intrat în sell, dar pe urmă ați lipsat un trend în buy. Și ați zis, stai, Iuleac, iacte. Asta îți vă dă răspuns la prima întrebare. Direcția. Că ați greșit direcția. Dar nu e clar când ați intrat dumneavoastră. Adică ați intrat în trendul descendent sau ați intrat în trendul descendent? Da. Rămâne din cicheta asta pe fiecare zi, dar luni e ziua de trenduri. Luni poți să-mi trenduri, miercuri poți să-mi nivele.
Serios? Nu, e glumă. Când facem asta? Când piața este închisă. Da. Fiindcă în weekend piața nu lucrează și eu pot, liniștit, să acord timp la analiza tranzacțiilor și la analiza tehnică din nou. Ca după asta luni, e fai nouă, încep mai departe să tranzacționez. Cine din voi face la fine săptămânii apeluță? Cu direcția, întrare și ieșire. Sâtă. Așa. Este o... Știm, suntem, știm deja. Dar voi faceți asta? Da. Dar cum voi să ajungeți la, la careva concluzii? Unde voi, de pildă, dacă faceți undeva greșeli, care este problema? Iată, anume tabelul lista, care, da, toți o cunoaștem cum noi facem analiza tranzacțiilor. Direcția, intrare, ieșire și examinăm fiecare tranzacție, adică prin prisma acestor trei puncte. Și fiți sinceri, singur cu voi. Adică puneți, într-adevăr, plusul unde se merită, fi pus plusul și într-adevăr așa s-a produs și minusul acolo unde ați greșit. Și iată, când voi ați aveți tabelul ăsta și ați vedeți că la direcție aveți plusuri, la intrare aveți mai multe minusuri, înseamnă că voi direcția o vedeți clar, bine, vă țineți de ea, problema e, fie vă grăbiți undeva, fie prea întârziat intrați și, iată, anumit segmentul ăsta trebuie să-l întrebiți. Vă recomand și nu chiar utilizați această regulă. La fine săptămânii, ștergeți TED și faceți o analiză tranzacțiilor. Ok? Și agrafic. Da, și agraficul de analiză. În sâmbătă duminică, când e piața închisă. Și sunt numai... Lunea să aveți numai ce? Corectarea acestor nivele. Unor nivele, corectarea trendurilor și motorul. Ok. Cine folosește moving average? Și nu folosește MSD și altă lungă de sănătate. Dar restul? Ok. Cu ce indicator? Adică cu ce caracteristică? Da, parametri. Nu vreți să divulgați secretele. Adică pe noi ne provocați să vă spunem, să scoatem din punctul noastră secretele. Voi nu vreți să vă spuneți? La Crăciun. La Crăciun, da? Motorul Masterclass, dar vă scrie. La Crăciun și pași, dar la Masterclass. Nu ne întrebați săptămâna asta ce temă o să fie. Bun, ce parametri folosiți? Haideți să vă întrebați. 12. 90-21. Am meliodat, faci combinat, am înțeles. Cineva nou cu 14, cineva nou cu 21, ok. Petrol nou cu 14, piața avantajă, Andrei 20 cu 50, faci cu mușca și 4, 150, 233, 355. Nu văd nimic, Matias. Dar mai vine preț. Graficul, vedeți? Grafică e moving average și preț. Și poate fi trend și gata. Grafica mine e părțit în platforma manieră de strategie. Am înțeles. Ideea constă că străduiți-vă să nu vă încărcați platforma, masa voastră de lucru, cu diferite indicatoare. Ok? Eu văd dubele, limpele, ca și unul și aș patru odată pe ecran. Tu de scris asta, a nouă greșeli la maxim. M1, M5. Ok. Bine. Cineva pentru scalping, cineva... Fiecare, v-am spus, fiecare pentru final își personalizează maniera de tranzacționare. Fiecare are maniera lui de tranzacționare. Dar domnul Alexandru are ideile lui și în așa manieră el vede, adică el în acei fel... Chiar dacă, de exemplu, tranzacționează în hașurul, da, el în același timp se uită dacă nu sară din un time frame pe altul, deodată are time frame-ul diferit pe ecran. Asta era ideea. Așa tot spune. Ok. Da. De care trend eu văd aici? Adică noi toți. Crescători. Întrebarea de direcție.
Am răspuns. Da. Care e? Da, dar care e răspunsul meu? De direct. Ok, dar care e decizia? Iartă, asta e noștri. Bine. Pentru momentul, a doua întrebare. Întrare, așa este? Ca în moment de întrare. Eu sunt sigur că vă știți. Dar după masterclass-ul de astăzi, eu sunt sigur că toți deja s-au utilizat. Și MSD-ul, și moving-ul. Deci, poate cineva l-a dat uitări, l-a pus într-o parte, dar încercați să reveniți. Ele sunt ușoare. Ele nu vă încarcă o platformă. Ele nu vă încarcă vouă ochii cu multe informații. Ele ușor să citesc, dau informații multe, dar asta noi avem nevoie, așa este. Și în siguranță. În moment, dacă da. Știți când, cum menționat de domnul Brân, că este ușoare de folosit. Ca să ascunzi un lucru, cât mai bine să-l ascunzi, unde să-l ascunzi? Într-un loc mai evident, da? Unii nici nimeni nu-ți gândea să citeacă acolo să-l ascund. Exact așa și în tranzacționare. Ai chiar, iacă, instrumentul este așa simplu, chiar putem să faci bani? Da, iacă, putem să faci bani. De asta nu încercați să vă complicați, să căutați, nu știu, combinații de altă X cu RSI și cu CCI și cu nu știu ce acolo. Bun, încercați, e foarte bine că experimentați și vă uitați prin fiecare și are, da, maniera lui și stilul lui tranzacțional. Da, mulțumesc, domnul Corin. Da. Linia roșie, moving average. Da, noi așa o vedem. Da. Ok. Nu importă, eu nu vă, n-ați vă dau vouă parametrii ăștia. Adică 9, 14, cineva folosește alți parametri, indiferent. Vă duci câte rezultate, folosiți-vă. Cum nou moving average nu a numerat momentul de intrare? La intersecție. Adică eu o să... O să vedem eu câte așa să fac, să vă fie clar, oricum. Avem o lunare crescătoare, da? Asta e mișcare descendentă, adică corecția, și se începe un nou impuls. Prima lunare care se închide deasupra moving average, da? Corpul ei. Voi tot așa o utilizați? Da. Ok. Asta ce e? Bani. Da, e semnal de bani. Am spus că vreau și-al. Semnal. Semnal. Înseamnă că la următoarea lunare, ce este? Bani. Acum, dar voi vă folosiți de trend? Da. Da. De nivel de trend. Le folosiți? Da. Unde sunt cele mai potrivite între după trend? Respingerea, fie de la suport, fie de la rezistență. Așa este sau nu? Da. Adică acolo noi prindem de la început, eu spun practic din nascare, până și luând cel mai mare potențial al mișcării impulsului. Deoarece eu dacă răspund la corect la întrebarea direcției, eu trebuie să primești și tranzacționez numai prin interesul. Așa este? Da? Înseamnă, moving average, mă onerat bani. Da. Moment de intrare. Da, eu... Unde voi folosiți ieșirea? Poftim? Serios? Am mers odată. Nu! Iacte, idei. Adică, în... Noi... Care sunt recomandările? Tranzacționare în interiorul canalului. Așa este? Deoarece, în mod evident, mai... Nu că e mai mare probabilitatea să facă această mișcare. E cea mai mare probabilitate că, într-adevăr, prețul să-și atingă acest nivel. Deoarece noi avem ce? Avem pilonul, da? Din analizator. Prețul se mișcă în trend, în interior. Și noi... Acum, doamna... Renat. Dacă noi plasăm aici take profit, voi faceți așa? Nu. Dar unde puneți take profit? Sub.
sigur că toți din voi tot așa face. În cazul nostru, baiul nostru ieșirea aici, da? Da, eu am desenat ideal, adică într-o singură mișcare, el își atinge, adică nivelul. Dar uneori această mișcare e poate fi segmentată, da? Un impuls, un mic corecție și pe urmă. Iată persoanele care pun la îndoială strategiile lor, iată la aceste cabinete, ieși cedează. Da? Cedează prin ce? Iese de pe piață. Zic, închideți manual. Măcar că aveți de-aici profit. Ok, stop loss-ul unde? Aici, în mod evident, supunea. Așa este sau nu? Da. Ați făcut așa? Dacă la ieși. Până, să știți un lucru, până vă moving average, dacă vă conduceți după moving average, vă indică, anume, că linia toate lunările se închid deasupra liniei roșii, mențineți-o. Dați-vă șansa să vă bucurați de tot potențialul acestei mișcări. De câte ori ați închis manual și după asta prețul? Tot și s-a dus acolo unde el trebuie, unde era linia și de finish, dai profit, unde era scopul meu. Câte ori? Eu cred că din 10, 9 ori s-a dus acolo. Deoarece ar da, asta ar însemna că dumneavoastră greșit ați făcut analiză și prognoză, dacă ar fi randamentul alt. Înțelegeți? Dar dacă voi vă țineți de direcție, vă țineți de intrare și aveți răspunsul la ieșire, eu am răspunsul aici la toate trei, da? Am ieșirea. Ieșirea, fie moving average, fie nivel. Și aici la fel. Intrarea nouă ne-a ratat și nivelul de suport a trendului, și nivelul, adică și străbaterea moving average. Așa este sau nu? Da. Prindeți în primul și în primul. Trendul, eu de pildă al consider unul dintre cele mai puternice strategii tranzacționale. Asta e clasicismul și baza trading-ului, părerea mea. Sau voi nu suntem. Dar plasați canalul trendului? Da. Sau numai vizual le priveți? Numai vizual. De ce? Că asta chiar... Eu intru aici, am bani. Ce ar însemna asta? Că eu țin cont de direcție. E corect? Eu țin cont de direcție. Că direcția e la mine e ascendent, dar eu într-un bai. Dar unde eu într-un bai? Eu am ignorat regula trendului. Eu am intrat în bai și în mod evident, e profitul meu plasez undeva în cosmos. El, prețul, în mod evident, iată aici se va respinge. Știind regula trendului. De asta e foarte importantă nu e plasarea acestui nivel de rezistență și nivelul de suport. De a omite intrări lângă pod rezistență și de a omite intrări de sell lângă suport. Iată, mare parte pentru ce este anume, puteți folosi și canalul trendului. Ok? Cu moving average e clar? Și ieșirea la fel, moving average-ul o puteți folosi. Deoarece, când prima lunare a să închidă corpul de desopt la moving average, asta la fel ar fi un moment de fie de fixarea închiderea a tranzacției, dacă la Boeing nu s-a închis în take profit. E clar? Da. E greu ceva? Ну, постела и подвоспа. Йо тот темпы нормы. Виняла мастер-класс. Я ездил на даблкейс, и у секрет, и у... А зафал он секрет? На фарме называется, не за червя. Да, нормал. Но он нормал. Нормал.
Ați aflat secretul? Nu știi secretul? Ați aflat secretul? Am auzit doi da? Da, da. Da, da, da. Ați aflat sau n-ați aflat? Da. Sau totuși îmi sunteți în căutare? La guru. Ce la care știi interiat și el o să-mi spui cu spate. Voi de fapt secretul de vărul știe ce la viață. Nu m-ar fi mult conștientizat. Nu vă vine să credeți. Este vreme tot de tranzacționare anume în momentul când se schimbă trendul. Pentru că trendurile au momentul să se schimbă, e foarte mult schimb. Corect, în momentul, dacă în momentul în care în momentul în care are schimbul trendului, are reacția și o strălătură. Asta ce înseamnă? Mișcarea care eu o tratam de corecție, de fapt este un nou impuls descendent. Și pentru asta am un alt instrument. Să calculez adâncimea corecției și după care intru pe următorul impuls. Următorul impuls și în așa manieră se formează un nou trend descendent. Exact. Aplic fiecare strategie, asta e un instrument aparte. Da? De exemplu, eu des ori folosesc exemplu ăsta pe uliță. Gaică. Dacă am gaică de 17, o să iau cheie de 17. Dacă am gaică de 19, o să iau cheie de 19. Dacă am impuls mai mare decât cum era în trend, înseamnă ce? Credem că e de 17, dar nu e de 19. Înseamnă cheie altă cheie, dar eu Fibonacci. Așa că toate strategiile, instrumentele care noi vedem, într-un final, ele au în sine lor direcție, intrare și ieșire, că eu pot să o aplic independent, să nu depind și de altceva. Și până lângă asta, bun, la Fibonacci și mi simt, că el are și nivelele, da, nu trebuie să ne caut încă așa altul de el. Avalimea stop-loss-ul de la cotațiile de bază, care le-ați recomandat? Cel mai mic 30-35 puncte. Cum puneți, Ion, ce scuze, eu azi vă fac o remarcă, la toți și noi toți trecem din tranzacționări de aici. Da, undeva am greșit, undeva adică nesigur pe noi, dar dacă punem stop loss-ul mic sau îl puneți stop loss-ul mic, sunt sigur că ați avut așa situații și pe demo, și pe real, indiferent pe care contul ați gestionat. Dacă puneți un stop loss mic, voi automat condamnați tranzacția voastră potențial profitabilă la moarte. Eu așa. Scăzau că trebuie. Ce ține de Fibonacci? Eu recomand, noi recomandăm, da? Ca stop loss-ul să fie întotdeauna după nivelul 61.8. După 61.8. După 61.8. După 61.8. După 61.8. După 61, de ce după 61? Fiindcă, de exemplu, dacă se respinge la 38 și am să-l pun sub nivelul 38, dar eu știu că el are posibilitate ce? Să ajungă și până la 50 sau chiar și până la 61. Și aia cădeam dacă străbați și 61, așa de-a mă duce la ideea că nu merge. S-ar schimba trebuie. Nu merge strategiile, dar chiar cu costul mortal. Dar, în principiu, da, recomandăm după 61.8. Dar ce reprezintă moment de intrare? Întrebarea a doua. În continuare. Întrebare. Cum să pun eu stop loss-ul? Cum e asta? Unde îți primești cel mai bun angajament? La respingere fie de la, pentru bani de la suport, da? În zona asta. Aici stop loss-ul e mic, potențialul tău e profitul e mare. La ce randamente noi mizăm să tranzacționăm? Da, dar aici credeți că voi dacă ați găsit, ați depistat un randament de 4 la 1, e bine? Și asta vouă vă dau posibilitățile anume iactă din cele mai potrivite puncte de intrare. Asta iactă. De asta, punctele astea este puncte decisive a noastră. Anume, respingerea de la suport, respingerea de la rezistență, în cazul nostru, post trend descendent. Așa este. Iată, aici, în punctele este, îți primesc cele mai mici stop-loss-uri,
adică raportate la potențialul take profit. Potențialii stop-loss-uri cu potențialii take profit. Și chiar dacă voi prindeți o mișcare super de la început și vă varat că spuneți stop-loss-ul 20 de puncte, eu nu vă la recomand să spuneți-l 30-30. Ok? La cotațiile direct indirect, asta în mod evident, la, nu vorbim de piață de capital și... La GBP eu trebuie, adică și trebuie să știți. Nu, dacă prindeți domnul Vislav aici, în momentul, e tamam. Dar pentru ce eu spun stop loss mare ca să iau minus mare, când pot să iau un stop loss mitel, să iau minus mitel, nu? Da. Dar cel mai gândit, dar pentru ce să mai aștept stop loss, găsă-mă câteodată pe minus. Nu? Câteodată ne-ai tineri. A, câteodată, da. Odată ce am făcut eu analiză și prognoză și am fost momentul, adică am fost ieșire din tranzacție, nu mai am lucrat în am lăsat acolo. De ce că totuși trebuie spus tot losul mai mare? Adică traderii mei de sabă se transferă știu, dar eu întotdeauna dau exemplu ăsta care sper eu că ajunge până... Mesajul ajunge, da? Dacă în sala asta, dacă spunem 22 de persoane și joacă și fotbal, așa nu să fie fotbal. De ce? Că nu au spațiu. Eu am nevoie de un teren pe care să joacă și fotbal. După anumit standard, corect? E că așa și prețul. El are nevoie de un spațiu în care el să fluctueze și să ajungă acolo unde ați preconiza. Odată ce îi pun stop-loss-ul mi-e stel, asta gata, eu singur îi pun vieță în vate. Ați înțeles? O să mai puneți stop-loss-ul mi-e stel. Le scoate tot. Ah, bun, noi dar am și mai departe. Ce e periculos dacă îi pui prea mari? Nu îi pun prea mari. Eu, dacă se primește stop-loss-ul mult prea mare, deja tranzacția mea nu are rost. Da? Cum spunea Benjamin Graham, da? Deci minim este un nou. Nu risca cu mult ca să câștigi puțin. Deci minim un nou. În principiu, H1, cam 70-80% din situații, cam 1-1 se primește. Asta e minimum. Altfel, nu are rost. Sau și iarăși, asta e regula de bază. Asta e regula de la care eu pot țin să deviez când în dreapta, când în stânga, dar oricum merg după regulă. Dar dacă eu n-am să am regula, eu n-am să-mi dau seama când în direct. Da? Adică ca idee, e 1-1. Sunt momente când, într-adevăr, mai bine mai pun 5 puncte, stop-loss-ul mai mare, de exemplu, da? Să depășească take profit. Dar, în schimb, eu am niște avantaje în asta. De exemplu, când am și un nivel orizontal și, iar te spunește, am nivel orizontal și stop-loss-ul de 30 puncte ar fi chiar lângă suportul trendului. Îmi convine să mai pun cu 50 puncte, dar s-a ascuns și după suportul trendului. Și atunci era să fie stop-loss-ul ascuns după 2 zile. Chestiile astea, uitați-vă, o să... De la sine o să vii. Pot eu cât de mult să vă explic și eu și domnul Corlin și tot dar ok, să vă punem toți manageri în rând și să vă explicăm la fiecare tot asta ea. Cum am spus adineamă? Știu cum să fac bani, cât mai mult să fac. Dacă știu să joc așa, eu cât mai mult să joc. În momentul când, de exemplu, cădeam în întrarea H1, la noi în daily, ascendent, în H1 ascendent și în H4 e descendent. Haideți să vedem. Ce faci în momentul ăsta? Când e așa... În daily ascendent, da. În H4 de care? Descendent. Descendent. Da. Și în H1? H1 ascendent. Ascendent. Ce fac în momentul ăsta? Eu în care time frame? În H1. Înseamnă că eu să merg după impuls, corecție din H1. Pentru ce am nevoie de trendul din H4? Ca eu să știu până unde îmi dureze trendul meu din H1. Pentru asta pun. Fiindcă trendul meu din H1 crescător, de fapt ce este? O corecție a trendului din H4. Dar eu merg după trendul ăsta micuț. Deci el fizic nu oprește. El îmi arată, când, de exemplu, iată aici, el nu-mi este de folos cu nimic. Nu e situația dată. Dar iată deja aici nu este de folos. Fiindcă eu știu că în preajma lui, eu am un obstacol. Care obstacol? Rezistența din H4. Și el ar putea să se respingă. Și
n-ar putea să mai ajungă până la rezistența din hașurul. Aha, și schimbi tendințe pe niște. Exact, exact. Dar pe platforma Metatrader 5 este posibilitate de semnalizare, adică ca să... Alarm. Alarm sau să fie semnal de... Am să fără. Alarm, o să punem la preț. La belul prețul. Pui alarmă la care preț el la ceas setează la ce oră să sune, pe platformă pui la care preț să sune. Păi, sunt telefonul. Nu, faci. Da, nu, telefon, dar mi-a dat trei la telefon, bine, da? Alarma. Da. Sau depinde cum platformă. Depinde cum solicitați. Dacă aștept să funcționeze centralele, el trebuie la noapte, pentru doar. Cine Soros sună? O vine acasă și sună. Vorbim. Ok. Da. Cred că deja eu 5 minute să vă mai să mai dăm o îndrumare. Adică, știți problema, Hector, toate întrebările, toate care la voi apar, adică, asta e din cauza nesiguranță, da? Dar cauza nesiguranță asta ce? Este frica. Dar frica ce? E ceva care posibil, încă nu sunt pe fapt, dar posibil. Da? Să se întâmplă. Eu știu, sigur, mașina când de la accidente, de tăc, deoarece mă gătesc să mă măr gardul. Adică eu tot regulamentar merg pe drum. Eu țin cont de semnalizări, de semne, de tot regulamentul circulației rutiere. Fix asta, să puteți cu noi, în tranzacționare. Având tot bagajul este de cunoștințe, voi, adică ținând cont de aceste trei puncte, voi să vă creșteți, în primul rând, în prietenia voi. Cea mai mare problemă la trader, când ignorând aceste trei puncte, noi facem din greșeală sistem. Da, asta e cel mai grav. Dar noi depistăm greșeala, făcând analiza aceste trei puncte a tranzacțiilor bancare. Da? Cu ce noi ne ocupăm când voi veniți la analiza tranzacțiilor? Ne uităm după... Noi poate chiar și nu desinăm, sau voi deja desinăstitori vă faceți. Sunt într-adevăr, traderii vin deja cu analiza proprie. Și asta e lucrător. Anume la asta atrage atenția. Că dacă vouă vă aduce succes Moving Average sau cuiva altcineva îi aduce succes să mă sedi, eu nu atrag atenția aici. Pe mine mă, adică pe noi, ca manager, ca îndrumător, ca mentor. Ia credeți, acestea trei puncte sunt importante. Și ca voi să nu vă faceți din greșeli, adică care să le transformați în reguli, săptămânal. A fine săptămâni, treceți-vă de tranzacții prin set asta. Este direct, intrare și ieșire. Și voi ați vedeți unde voi, la voi punctul slab. Punctul slab pe care voi poate nici n-au realizat că voi îl aveți. Voi considerați corect atât spăcut. Dar la depistarea, adică minusului, de pildă, la direcție, voi ați stabiliți că voi tranzacționați contra direcție. La intrare, în mod evident, adică stabiliți că momentul de intrare nu pot. Și acta să știți unde spuneți accentele asupra formării voastre și dezvoltării voastre. Când deja formați voi toți sunteți. În concluzie, la tot ceea ce a spus și domnul Cornel, Pastila. Da, în concluzie, adică concluzia în sine este simplă. Încercați și trebuie călcați peste principiile voastre, că de fapt trebuie să fie ceva mai complicat, și încercați măcar o săptămână să mergeți pe ideea asta aparent neadevărată. Ei nu poți numai pe direcție trași și îți faci ca să dai că încercați. Și deja după săptămâna asta contactați-vă manageri și stabiliți pe vedere. Spuneți, iată, domnul Cornel cu domnul Andrei, ia ca și ne-a pus. Dar asta e multe care e pe grafice sau trebuie foarte ce? Nu.
Eu aș, adică eu pot să vă dau o recomandare acolo în setări, puteți să alegeți să nume close să fie. Nu low, high sau flat, tot. Am spus că nu. Ok. Mie, noi cu domnul Andrei, deja e târziu, tot suntem în mod evident. Da, mai epuizați, dar vă recomand, adică aș recomanda să puneți în setările moving average anume close. Să iei în considerare anume închiderea, momentul de închidere. Voi cum le folosesc? Așa. Deja de când? Deja de 2 minute brumă? Ok. Gata, e telefonul. Bun, noi vă dorim o seară plăcută în continuare și vă dorim să aveți încredere. Da.